mergem acum la Cotroceni, acolo unde Kamala Harris este așteptată de către președintele Klaus Iohannis. Colega mea, Iasmina Ardelean, vine cu detalii. Bună ziua, Iasmina, te ascultăm. Bun găsit! Președintele Klaus Iohannis împreună cu delegația sa o vor întâmpina pe platoul de ceremonii de la Palatul Cotroceni pe vicepreședintele SUA Kamala Harris. Alături de șeful statului vor fi premierul Nicolae Ciucă, dar și cei doi președinți ai Parlamentului, Florin Câțu și Marcel Ciolacu. Nici vicepreședintele Statelor Unite nu va fi singur, ci însoțit de propria delegație. Apoi se va intona imnul de stat al celor două țări. Urmează ca cei doi oficiali să facă o fotografie de protocol, după care vor avea discuții tet-a-tet, adică doar între șeful statului și vicepreședintele american, dar apoi urmează convorbiri și împreună cu delegațiile. Cei doi vor discuta despre războiul din Ucraina, despre criza refugiaților, dar și despre posibilitatea creșterii prezenței militare americane în România. Apoi, la ora 15:30, șeful statului și vicepreședintele SUA vor susține declarații comune de presă. Vizita oficialului american are loc și în contextul împlinirii în acest an a 25 de ani de la lansarea parteneriatului strategic între România și Statele Unite ale Americii. După declarațiile comune, vicepreședintele Kamala Harris se va întoarce în Statele Unite. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Amenzi de sute de mii de lei pentru creșterea nejustificată a prețului la carburant înregistrată în urmă cu 48 de ore. Sunt primele rezultate ale controalelor declanșate de autorități după isteria de la stațiile de benzină. Guvernul a anunțat că există stocuri suficiente pentru a nu se majora prețul de la pompă, iar Protecția Consumatorului a avertizat că veniturile obținute în urma creșterilor artificiale ar putea fi confiscate. După cozile uriașe de la benzinării și isteria prețurilor la carburanții auto, guvernul a anunțat primele sancțiuni. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat peste 70 de stații de carburant pe întregul teritoriu al țării, aplicând amenzi în valoare de 370.000 de lei, dintre care cea mai mare, de 100.000 de lei, a fost aplicată chiar la sediul central al unui furnizor de carburanți în România. Echipe mixte ale ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței au verificat în capitală, de exemplu, mai multe stații de vânzare a carburanților. Premierul Nicolae Ciucă a cerut controle și la companiile petroliere, care riscă să se încadreze la practici comerciale incorrecte. Atât timp cât vorbim de un stoc existent achiziționat la un anume tarif, nu se justifica în niciun fel majorarea acestuia, pentru că la un moment dat crescuse prețul în altă parte sau în altă țară. Hilar sau tragicomic este că prețul barilului a scăzut. Inspecțiile vor continua și zilele acestea și implică obligația furnizorilor de a reveni la prețul anterior creșterii artificiale. Celebra stație din vestul țării, care afișa un preț de 11 lei la benzină în urmă cu 48 de ore, a fost și ea amendată pentru practici incorrecte. Stația de la Beiuș, devenită deja celebră în România în cursul zilei de ieri prin nivelul extrem de ridicat și de nejustificat al prețului practicat, a fost amendată cu 35.000 de lei, de asemenea fiind propusă și semnată și în acest caz decizie de încetare a practicilor comerciale incorrecte. Mai multe astfel de controle au fost realizate și în Cluj, dar și la Galați, unde proprietarii stațiilor au fost somați să revină la prețul inițial al carburantului. Rezultatele verificărilor urmează să fie anunțate. La rândul său, ministrul energiei Virgil Popescu a anunțat clar că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Ce minuni fac trandafirii, acesta este mesajul transmis de Lena Miclăuș pentru soțul ei, dar și pentru fanii care vor asculta cea mai nouă piesă lansată de ei. Este vorba despre o melodie inspirată din povestea lor de dragoste. Iată cum sună.
Ce minuni fac trandafirii care mi-ai dăruit. Azi simt gustul fericirii și iubesc cum n-am iubit. Vreau să-i mulțumesc soțului meu pentru surpriza care mi-a făcut. Lena Miclăuș și Septimiu Marișca fac echipă bună și acasă și pe scenă. Unul dintre secretele fericirilor este că mereu încearcă să se surprindă. Și acum, după 14 ani de la căsătorie. Mai am niște surprize aici, dar astea sunt altfel de surprize. Surprize așa dulci cum îți plac ție. Ea e nebunită după surprizele dulci. Iubesc cum n-am iubit. Eu te-aș iubi, eu te-aș iubi. Și noaptea de s-ar face zi. Cine a făcut primul pas? Eu. Așa. Și ai spus, dacă ne înțelegem atât de bine pe scenă, de ce să nu fim și o echipă ta? Nu știu ce i-am fi spus eu. Ideea e că... Dacă o mai lăsa mult, mă cerea ea de sos. Da, de soție. Da. El nici nu a vrut să facem nuntă. Nu cred. Da, păi a zis, nu cântăm noi la atâtea nunți, ce ne mai trebuie nouă nunți? Și eu am zis, nu se poate, eu vreau să fiu mireasă, adică pe bune. Și să știi că după atâtea nunți câte am cântat, cel puțin în ce mă privește pe mine. Cea mai frumoasă a fost asta. La nunta noastră am avut cele mai mari emoții. De cele mai multe ori, melodiile lor sunt inspirate din povestea lor de cuplu. Se iubesc mult și caută mereu să-și împartă treburile, astfel încât la finalul zilei să se bucure de momente frumoase în familie. Doi copilași. Frumos. Și e greu, cum înțeleg că se împarte munca în... Da, îi creștem, ne ocupăm amândoi de ei, mai mult de ea. Dar și eu ajut, sigur că da. Așa s-a născut și noua lor piesă. Am zis, hai să facem o melodie frumoasă cu trandafiri, care să se adresează tuturor... E cu fistic. Îndrăgostiților. Recomand și ție. Am filmat la Cluj. Într-un restaurant foarte frumos. A fost toată echipa noastră, toată formația noastră. Și atunci, Ana, ne știm poveștile, prostioarele. Lena este o femeie norocoasă, deoarece Septimiu o răsfață mai mereu cu flori și deserturile preferate. Eu zic că toate îi fac cu ochiul, că dulciurile sunt moarte ei, dar nu mănâncă foarte multe din cauza... Siluete. Cum să zic, rochei, vreau să zic, dar... Copilașii mei știu că mie îmi plac florile și îmi plac dulciurile și îmi plac toate astea așa frumoase, fine, și atunci au grijă să-i amintească. Cadoul lor pentru luna martie, pentru toate doamnele și domnișoarele, este noua melodie Ce minuni fac trandafiri. Femeie de afaceri și mamă, Ana Pârvulescu nu uită să aibă grijă de imaginea ei. Sora celebrei cântărețe Elena Gheorghe apelează din când în când la mici intervenții non-invazive de înfrumusețare care să-i redea strălucirea tenului. Ana și sora ei, Elena Gheorghe, și-au propus să organizeze o escapadă pe nisipurile calde din Dubai. Vrem să plecăm într-o vacanță împreună cu Elena, chiar vorbeam zilele astea, să mergem cu cei mici. Ei n-au avut vacanța de iarnă pentru că au fost la bunici, pentru că Elena a fost puțin prinsă cu evenimentele, evident, și pentru că noi am ieșit așa, am rămas singuri acasă. Și vrem să mergem poate undeva la căldură, Dubai. Atentă cu imaginea ei de femeie de afaceri, ea are grijă să arate mereu impecabil, chiar și dacă apelează la proceduri estetice medicale. Deocamdată aș merge pe cele non-invazive, nu știu dacă spun corect, încă nu vreau să ajung la bisturiu, poate după 40 de ani, zic și eu, încă nu simt momentul, mă uit în oglindă și sunt mulțumită și am o stare de bine care mă face să mă simt bine așa în pielea mea. Medicul specialist Irina Kudritsky le recomandă pacienților săi să nu exagereze cu tratamentele cu acid hialuronic și toxină botulinică. Sunt foarte multe intervenții pe care pacientele, și inclusiv pacienții, le caută, cum ar fi injectările cu acid hialuronic în anumite zone ale feței, dar și injectarea cu toxină botulinică pentru a relaxa anumiți mușchi. Astăzi o să-i facem cearcănele, doar pentru partea de umplere, pentru că avem mai multe tipuri de proceduri pe care le putem face la nivelul cearcănelor, cum ar fi de mezoterapia sau chiar injectarea cu acid hialuronic. Încă o dată vreau să zâmbești. Bine. O să facem așa, o să te machiez. Nu o să-ți mai pun crema anestezică. De regulă, pentru partea de cearcă ne pun cât un strop de crema anestezică și o să facem injectarea cu o canulă. Procedura este non-invazivă, iar efectele se văd imediat. Îți povesteam că efectul se vede imediat după injectare, doar că el o să aranjeze și o să arate și mai bine, cam la aproximativ 2 săptămâni. Pentru că îți povesteam că acest acid hialuronic conține molecule libere care hidratează, dar mai conține și niște molecule de acid hialuronic care sunt strâns legate. Costul unei astfel de intervenții ajunge la 1300 de lei.
A sosit momentul rubricii de modă. Colega mea, Gabriela Ghizel, este deja aici. Bună ziua, Gabi! Ce ai pregătit pentru astăzi? Bună, Simona! Bun găsit tuturor! Astăzi m-am gândit să vin cu o ediție dedicată femeilor gravide, deoarece știu că multe doamne însărcinate au probleme cu ținutele din această etapă a vieților. Așa că astăzi, împreună cu stilistul vestimentar Andreea Chirilă, le vom da câteva sfaturi. Ești graviduță, aș spune că prima dată ar trebui să te uiți în propria garderobă. Nu da buzna în magazine doar pentru că mărimile s-au schimbat, pentru că sunt sigură că ai în garderobă foarte multe haine care încă ți se potrivesc. Dacă ar fi într-adevăr să mergem în magazine, aș sugera să luăm haine care au nasturi, așa cum am ales și noi în ținuta de astăzi, haine care sunt confortabile, haine care poate sunt un pic oversize, cum este jacheta, de exemplu. Sfatul pe care îl dau atunci când cumpărăm haine în perioada sarcinii este, bineînțeles, de a alege haine pe care le putem purta și ulterior. Chiar nu merită să investim în haine pe care le putem purta doar 9 luni pe an și atât. De exemplu, rochia aceasta poate fi purtată cu ușurință pentru alăptat, dar și ulterior. Uite, ținuta de față se poate construi aproape în totalitate din garderoba soțului. Cu siguranță găsim în garderoba lui o cămașă care ne place, un tricou alb care nouă s-ar putea să ne vină oversize și o pereche de jeans, de ce nu? În perioada sarcinii, probabil, una dintre cele mai mari provocări este să găsim pantaloni, mă gândesc. Și de ce să nu intrăm un pic și în garderoba lui, nu? În plus, pentru această ținută am ales și o geantă oversize, care de asemenea va fi foarte utilă pentru perioada de după ce apare cel mic și avem foarte multe lucruri de cărat cu noi. Pentru graviduțe, cu elastic în talie, îi putem deschide, putem ajusta cu niște elastice speciale pentru graviduțe. De reținut este faptul că găsim anumite tipuri de elastice sau curele care sunt din bandă elastică, cu care putem să ne ajustăm acei ginși care nu ne vin în talie și totuși vrem să-i purtăm. Și purtăm deschiși, practic, și ajustăm cu aceste accesorii. Aceasta este o propunere de ținută de seară sau pentru un eveniment special în care nu optăm pentru clasica rochie pe care toate gravidele o poartă în cele din urmă în sarcină, ci optăm pentru un set de două piese cu pantaloni foarte confortabili dintr-un material satinat sau din mătase, dacă avem de unde alege, și o cămașă de asemenea foarte, foarte comodă. În ceea ce privesc încălțările, recomand, dacă nu gravidița nu poate să mai poarte tocuri, recomand mocasin, balerin sau ceva foarte confortabil, clasic. Atât pentru astăzi, sper că v-au fost de folos sfaturile noastre și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă rubrică Tu dai moda. Îți mulțumim, Gabi. Ger de crapă pietrele în mijlocul lunii martie. A fost o noapte extrem de friguroasă pentru data din calendar, cu minus 17 grade la Brașov. Dar cu mai multe amănunte vine colegul meu, Adrian Jătăreanu. Bună ziua, Adi! Te ascultăm! Bună ziua, Simona, bun găsit tuturor. Deși suntem la mijlocul lunii martie, vremea nu este nici pe departe una de primăvară. A fost ger cumplit, așa cum spuneai și tu, în aproape toată țara seara trecută. Cel mai frig a fost la Brașov, spun meteorologii. Aici s-au înregistrat minus 17 grade Celsius. Dis de dimineață, brașovenii care au ieșit din casă au fost nevoiți să se îmbrace foarte gros ca să facă față frigului, iar șoferii s-au chinuit minute bune să-și dezghețe mașinile, iar mai apoi să poată pleca la drum. A fost foarte frig și în alte localități din țară, de exemplu, în județul Harghita la Joseni au fost minus 14 grade, iar la Toplița și în Făgăraș s-au înregistrat minus 13 grade Celsius. Foarte frig a fost și pe crestele munților. La stația meteo de la Vârful Omu s-au înregistrat în această dimineață minus 25 de grade Celsius, iar la Obârșia Lotrului au fost minus 23 de grade. Și vântul a suflat cu putere pe munte, viteza la Rafa.
Maria Constantin se pregătește de un weekend special pentru că mâine va fi ziua ei. Împlinește 35 de ani. Artista de muzică populară a lansat în cinstea femeilor o piesă compusă chiar de ea în stil sârbesc. În videoclip schimbă mai multe ținute create de designerul Florin Burescu. Despre ce planuri a pregătit de ziua ei, despre piesă, dar și despre noua colecție lansată de Florin Burescu pentru Maria, aflăm de la amândoi pentru că sunt astăzi în platoul știrilor Canal D. Bună ziua și bine ați venit! Bine te-am găsit! Vreau să dai voie să-ți ofer acest buchet pentru ziua ta, la mulți ani, ești, să fii sănătoasă, din partea echipei Canal D. Mulțumesc! Spune-ne, te rog, ce planuri ai pentru ziua ta? O vârstă foarte frumoasă, 35 de ani. Cum te simți în primul rând? Eu mă simt tot ca la 18 ani. Se știe că de obicei nu prea am sărbesc ziua de naștere pentru că este puțin obositor pentru mine și de ziua mea de naștere și de Sfântă Mărie, pentru că toată lumea îmi trimite atât de multe mesaje și tot telefonul, toată ziua sună. Deci, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Și la un moment dat poate deveni obositoare chestia asta, dar eu oricum le mulțumesc și îmi pare rău că nu pot să le răspund fiecărora în parte, pentru că este destul de greu să răspund la mii de mesaje. Sunt mult prea mulți. Da. Dar mă simt special în fiecare zi, pentru că eu gândesc că, nu știu, fiecare zi este dată de la Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu că mă trezesc în primul rând. Și trebuie să ne bucurăm pentru fiecare zi. Și că sunt sănătoasă, sunt bucuroasă, am o familie. Preferi să-ți sărbătorești ziua cu prietenii sau să stai mai liniștită acasă, nu știu, ceva restrâns cu iubitul tău? Să știi că până acum am cam stat acasă. Adică nu cred că s-a întâmplat vreodată să-mi organizez eu ziua de naștere și să vin atât de multă lume. Adică toți prietenii, toată familia. Nu, n-am făcut chestia asta niciodată, dar anul acesta o voi face. Dar nu de ziua mea, de ziua iubitului meu, pentru că am zis că o să ne sărbătorim împreună atunci, pe 15 aprilie, adică peste o lună de zile, și atunci o să fiu și eu puțin mai liniștită, că nu o să mai sune telefonul atât de mult și ne vom petrece. Atunci, într-adevăr, va fi o petrecere un pic mai mare, pentru că noi am zis că o să fie vreo 30-40 de persoane, adică familia și prietenii apropiați. Dar când am pus pe listă, s-au făcut vreo 100. Dar ce-ți dorești cel mai mult să primești de ziua ta? Îți dorești ceva anume? Să știi că nu-mi doresc nimic anume. Eu sunt mulțumită că am familia alături de mine, că sunt iubită, într-adevăr sunt cea mai fericită femeie. Sunt iubită, iubesc și asta e tot ce contează pentru mine. Că na, fiul meu este bine, familia mea este bine, mama este sănătoasă, deci toată lumea este bine. Nu-mi doresc decât să rămână lucrurile la fel. Ai lansat o piesă nouă, ceva inedit, în stil sârbesc. Spune-ne puțin despre ce este vorba. Chiar dacă, nu știu, este perioada asta dificilă, cred că am avut puțin mai mult curaj să lansez această piesă. Toată lumea se îndreaptă cumva și, mă rog, este și firesc, să fie, așa. Firesc să fie așa, având în vedere vremurile pe care le trăim. Dar eu am considerat că muzica tot timpul, nu știu, e ca un balsam și ca un pansament pentru sufletele noastre și atunci am zis că un pic de bucurie, un strop de bucurie trebuie să existe. Și atunci am venit cu o piesă tare drăguță pentru fete, în general, pentru femei, bălăioarele. Pentru că tot suntem în luna martie. Da. Și observ ținute deosebite, la fel ca aceasta pe care o porți astăzi. Prietenul tău și designerul Florin Burescu, da, este alături de noi. Și că ne știm de atâta timp și suntem prieteni, suntem pe aceeași lungime de undă. Florin este un designer senzațional. Deci tot ceea ce gândesc, el reproduce. E senzațional. Cum ți-a venit această idee? Și spune-ne, te rog, câte piese ai conceput pentru Maria de data asta? Este o colecție mai mică, o colecție alcătuită din 10 piese vestimentare. Am mers pe accesoriul de bază, și anume pe macrameuri, pe mileurile din copilărie pe care le spălam, le apretam, le îngrijeam și le-am păstrat atâția ani și mamele noastre, bunicii, toți au lucrat atent la ele. Ideea a pornit de la Maria, sincer, cu aceste macrameuri, pentru că a primit la un moment dat o sacoșă plină și doamna i-a spus, dacă te ajută cu ceva, folosește-le, dacă nu, e bucuria mea de a ți le oferi. Și atunci când am văzut, zic, păi stai că mai am și eu o sacoșă acasă, mai ai și tu una, și am venit să concepem această colecție. Este o colecție cu piese unicat,
piese pe care le găsim într-un singur exemplar, cum e și normal. Făcute special pentru Maria. Special pentru Maria, dar automat, pornind de la această idee, putem jongla și putem aduce și celorlalte privitoare o rochie cu astfel de aplicații. Dar cum te-ai gândit că aceste aplicații merg perfect cu catifeaua, de exemplu? Adică ai mai folosit și alte materiale sau aceasta este combinația? Am încercat să facem o asociere corectă. Aceste mileuri, macrameuri, au o textură destul de dură. Ele sunt bătute în timp ce sunt lucrate cu acea croșetă, cu acea igliță, depinde cum o cunoaște fiecare, se intensifică cusătura și fiind un material gros, nu îl poți folosi, spre exemplu, pe o mătase. Ar atârna foarte greu. Foarte greu și nu ar mai lua formă. Maria este o iubitoare a catifelei și atunci am zis că e varianta perfectă. Și am încercat să le punem în contrast de fiecare dată. Mai avem și un albastru royal foarte frumos în colecție. Astfel încât acest accesoriu de care voi v-ați folosit și care de fapt este piesa principală a colecției, să iasă și mai mult în evidență. În evidență, exact. Să se relieveze foarte frumos, pentru că e o muncă asiduă și eu... Cât s-a lucrat, dacă tot ne spui despre această muncă? S-a lucrat din vară, cred că. Lucrăm, da. Sunt câteva luni bune și încă nu sunt toate gata, adică încă sunt în lucru încă câteva. Încă se lucrează multe. Pentru că în momentul în care încercăm să decupăm aceste macrameuri, ele se destramă și atunci avem nevoie de doamne specializate să le completeze și să le dea forma astfel încât ele finală. Să nu se strice, exact, și să puteți valorifica absolut tot ce noi trebuie. Noi am lansat cu ani în urmă și o colecție inspirată din portul popular. La fel, am luat bucății din costumele populare deteriorate pe care doamnele nu le mai purtau, am decupat așa bucățică cu bucățică și le-am aplicat pe rochii stilizate. Maria așa a început activitatea profesională cu ținute de genul acesta și s-au bucurat de un real succes. Și ulterior am găsit o carpetă din aceea de perete, cum era la bunici pusă deasupra patului și am făcut un pardesiu, cap, o combinație așa, o combinație nebună și a avut la fel un succes colosal. Atunci am zis, băi, tot timpul trebuie să ne legăm de port și de tradiție, pentru că ele sunt cu adevărat valoroase. Și importante pentru noi. Și ne reprezintă așa este. Ca români. Așa este. Ce planuri aveți pentru următoarea perioadă? Separat și împreună. Spune tu. Împreună avem foarte multe planuri. Acum, în timp ce veneam spre dumneavoastră, chiar discutam despre o prezentare de mod așa un pic inedită. Maria, știm cu toții, cântă dumnezeiește orice stil muzical și atunci pentru mine este o ușurare din punctul acesta de vedere, pentru că pot merge pe orice segment. Fie că mergem pe eleganță, pe clasic, fie că mergem pe folclor, Maria este acolo. Asta este în ceea ce mă privește pe mine, plus că la finalul acestei luni sunt tare bucuros să lansez o colecție dedicată mireselor. În sfârșit încep nunțile pe care ne le dorim de foarte mult timp și miresicile se pot bucura de această colecție și le aștept cu mare drag. Florin Burescu peste tot. Eu vă mulțumesc amândurora, multă baftă în tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm cu noi proiecte. Tana Săvuică este o persoană puternică și luptătoare. După ce în urmă cu 2 luni trecea printr-o operație delicată la coloană, acum Dana face recuperare alături de kinetoterapeuta Alina Oprea. Cam acum 2 luni de zile am suferit o operație pe coloană, o hernie de disc destul de urâtă. Dana Săvuică știe că recuperarea medicală de după operația de hernie de disc este foarte importantă. Am rămas pe piciorul drept, am avut nervul sciatic care a fost cumva traumatizat de către hernia de disc și acum pur și simplu trebuie să revitalizăm. După intervenție, vedeta trebuie să învețe cum să-și refolosească întreaga coloană vertebrală fără teama că îi se poate întâmpla ceva rău. Te rog să ridici piciorul, să lași trunchiul relaxat, cât poți să de relaxat și umerii relaxați. Da. În momentul în care întinzi, tragi vârful bărbia în pieptă. Să te rog să faci 20 de astfel de repetări. Dana Săvuică lucrează cu specialistul în kinetoterapie de 3 ori pe săptămână. Sunt exerciții care durează câte o oră după planul recomandat de medicul de specialitate. Cum o să te rog să mergem pe saltea pentru a lucra în continuare pe redobândirea naturală a mișcărilor fiziologice și anume flexia. În poziția asta o să te rog să te duci spre tavan cu trunchiul și bazinul vaginii interior, privirea înainte. Ceea ce simți aici este musculatura pătraților lombari, pentru că sunt tot timpul fiind în extensie tot timpul și ei sunt contractați.
Pentru rezultate optime trebuie să lucreze mult și acasă. Astfel de mișcări pot fi făcute cu recomandare de către toate persoanele care au dureri de coloană sau care stau mult în picioare sau pe tocuri. Aș vrea la fel să faci niște rotări de umeri înainte și înapoi după, da? Lucruri ușoare care te pot detensiona, să ridici umerii și aici trebuie foarte, foarte, foarte lent să cobori până jos de tot, până simți o tensiune, da? Da. Și să faci de 10 ori asta, ridici, iar la coborâre trebuie să fie extrem de lent. Dana Săvuică și-a reluat activitatea sa de travel blogger și trebuie să aibă în vedere să facă anumite mișcări care să-i ajute coloana. Acum se află în prima sa vacanță după operație, în Sri Lanka, și vrea să fie cât mai în formă. Începem de jos în sus. De ce? Pentru că zburând și fiind la o altitudine cu care organismul nu este obișnuit, trebuie să lucrăm și partea de drenaj. O să te rog să faci 30 de repetări, sunt suficiente pentru a favoriza drenajul limfatic și partea de circulație, da? Ok. Și este foarte important să nu grăbim. Aceste exerciții sunt benefice și celor care petrec mult timp la birou în fața calculatorului. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Nu uitați, cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. Acolo unde aflați că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, acuză Rusia că împiedică evacuarea civililor din Mariupol, dar și că Rusia face o mutare neașteptată. Ședință de urgență la ONU pe tema armelor biologice din Ucraina. Tot pe site aflați ce a declarat președintele Klaus Iohannis despre cozile de la benzinării. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 12. O zi frumoasă vă doresc! La revedere!